Compozitorul și interpretul de muzică Ștefan Bănică Junior va susține, ca de fiecare dată, concert de Crăciun și la finalul anului 2023. Cu o carieră de peste 35 de ani, Ștefan Bănică Junior este unul dintre cei mai iubiți compozitori și interpreți de muzică din țara noastră. La fiecare ocazie deosebită, cum ar fi sărbătorile de iarnă, artistul organizează concerte ce încântă mii și mii de români. Ștefan Bănică Junior a organizat, până în anul 2023, 79 de concerte de Crăciun. Din anul 2002 până în prezent, biletele au fost sold out la fiecare astfel de spectacol. În total, potrivit cifrelor înregistrate, peste 350.000 de români au ales să meargă la evenimentele private organizate de cântăreți. La toate cele trei concerte de Crăciun, ce vor avea loc în trei zile diferite, prețurile biletelor sunt aceleași. Pentru categoria VIP, românii trebuie să achite o sumă de 350 de lei. Pe măsură ce categoriile scad în importanță și biletele prezintă prețuri mai ieftine cu câte 50 de lei. Astfel, spectatorii de la categoria 1 de la sala palatului vor avea de achitat o sumă de 300 de lei, cei de la categoria 2 250 de lei, categoria 3 200 de lei, iar românii de la categoria 4 vor plăti doar 150 de lei.